Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la Raport, alături de mine trei fermieri foarte importanți din România, domnii Marian Popa, Adrian Rădulescu și Gheorghe Albu. Domnul Rădulescu, vreau să spuneți câteva lucruri vis-a-vis de situația din La Par. Parte din La Par, țin foarte mult la această organizație, face parte din viața mea. Mi-am sacrificat o mare perioadă de timp, oamenii de acolo sunt deosebiți. Și eu cred că îi sfătuiesc să nu mai iasă și să nu mai spună nimic, pentru că n-au de ce, n-au de ce să justifice la nimeni. Acolo e pur și simplu o chestiune din interior, nu se știe, e ușor să spui, domne, ăla n-a avut grijă, ăla a făcut nu știu ce, dar eu, lucrurile astea, recomandări de astea avem toată lumea, dar ei știu foarte bine cât de greu să țină o organizație și oamenii care sunt acolo nu merită o asemenea promovare. Eu zic, după părerea mea, să-i lăsăm, să-și rezolve problemele, sunt o organizație care sunt non-profit, ei, într-adevăr, sunt una din marile voci de pe piața agriculturii și atunci, nu știu, cineva, nu știu dacă neapărat a dorit să-i discrediteze, cât a făcut-o mai mult din prostie. Aici e multă prostie, credem. Și e bine să punem punct. Eu nu vreau să fac nici cel mai mic comentariu și sunt singur că sunt oameni deosebiți care își vor rezolva problema lor în interior ca o familie sănătoasă și haide să închidem aici și La Parul e La Par. Bun, gata. Închidem subiectul, trecem la un alt subiect. Le reamintim între timp privitorilor noștri faptul că în perioada 4-7 aprilie la Constanța are loc cel mai mare târg dedicat agriculturii din zona asta de Dobrogea. Și unde există prilejul toată lumea să guste un vin de la domnul Albu. Bun, ăsta e bonus. Deci eu l-am mai cei care vin pe acolo... Nu, acolo precedent. Veți avea ocazia să degustați vinuri de la aproape toate cramele din Dobrogea. Vedeți ce frumos din partea domnului Albu? L-am provocat. Bun. Pentru că este și de la crama domnului Rădulescu, nu? Păi nu-s Dobrogea. De vinuri nu e Dobrogea. E promovarea locală. Nu, mă gândeam că poate este deci jumate dobrogean. Fac timp și merg, vin la Constanța, că întâmplarea face să fim în plină activitate de semana, dar... Venim, dar mai ales dacă este și sâmbătă. Da, până duminică inclusiv puteți... Oricum, la ședința de Consiliu Director, domnul Popa, am să fac în cadrul festiv acolo o invitație în care să participe tot Consiliul Director. Pentru că e bine să fim acolo, cu ocazia asta să vede și unitatea La Parului. Ai văzut că pe mine nu m-a invitat. Eu nu o să fiu, dar să nu credeți că... Păi a zis că nu sunteți dobrogean și nici nu faceți parte din aceeași organizație. Haideți să le mai spunem câteva lucruri celor de acasă. Faptul că sunt până în momentul ăsta 78 de expozanți, da? 150 de branduri. Sunt expozanți din Italia, Bulgaria, Grecia, Turcia... Așadar, o expoziție internațională, foarte multe domenii de activitate, utilaje agricole, tractoare, combine, pomicultură, viticultură, irigații, erbicidat, sisteme de erbicidat, foarte, foarte multe lucruri interesante la Constanța în perioada asta, în parcarea de la Vivo, da? De la acolo, da. De la... Noutăți de top. Noutăți de top, invităm pe telespectatori să vină și să profite poate și de oferta pe care o au comercianții în perioada târgului, mai discută ceva vis-a-vis de prețuri, vis-a-vis de modul în care pot achiziționa diferite utilaje agricole. Bun, ne reîntoarcem la temele noastre pe care le avem de discutat în seara asta aici. Vorbeam despre schimbările climatice, o realitate a zilelor noastre. Știu că fiecare dintre dumneavoastră caută să țină pasul cu tehnologia. Ați investit foarte mulți bani pentru a avea producții mari, pentru a fi performanți. Am fost chiar la dumneavoastră în fermă și am văzut lucrurile frumoase pe care le faceți acolo. Da, putem să spunem că sunt schimbări climatice, dar cu astfel de ani în cariera noastră de 38 de agricultori, eu mai m-am întâlnit și colegii mei probabil. Mi-amintesc chiar de anul Revoluției, în anul 1990, pe luna martie, semăna în floarea soarelui, a fost tot așa o primăvară timpurie, ca să spunem.
Vedeți dumneavoastră, după 5 ani de precipitații excesive primăvara, când nu puteam să semănăm, când lucrurile, cred că am semănat până spre luna iunie, uneori până la jumătatea lui mai, iată că s-au inversat și eu mă așteptam că va veni și un astfel de an. Noi trebuie să fim pregătiți. Sigur că a fost îmbucurător faptul că grâu a recuperat. Deci în majoritatea suprafețelor din România, grâu nu a răsărit în toamnă din cauza secetei. Această desprimăvărare timpurie, căldurile din luna februarie a făcut să recupereze și cred că se află în stadiul în care ar fi fost dacă lucrurile ar fi fost normale în toamnă. La momentul ăsta este, cel puțin în zona, partea de nord, unde mă situez, a județului, Teleorman și spre Dâmbovița, Argeș, nu există deficit de apă în momentul ăsta. La noi o ploaie de 20 de litri ne face de stăm 10 zile de acum încolo și nu mai lucrăm. Umiditatea e suficientă în sol, sigur că pentru sud, unde este un sol ușor, unde apa se pierde mai repede, deja sunt probleme și este un deficit de umiditate. La momentul ăsta sperăm ca, eu îmi doresc ca vremea să țină tot așa, să terminăm semănatul și sperăm să vină și ploi. Numai că acestea, din câte am văzut vremea, nu se pare că nu vin chiar așa de repede. Ce să vă spun? E bine pentru că floarea soarelui s-a semănat, cred că în Teleorman aproape în totalitate. Începe semănatul porumbului și eu, ca fermier de producție vegetală, în special îmi doresc ca să nu avem parte de evenimente nedorite, nu neapărat și lipsa de ploaie e o problemă, dar problema cea mai gravă ar fi dacă vor fi scăderi de temperatură bruște, cum am înțeles că mâine, poimine, m-am uitat și am văzut că va fi 0 grade, da? Noaptea. În ultimele 3 zile, dimineața la ora 8, temperatura în sol era 10 grade, de aceea eu consider că se poate semăna porumbul, dar sigur că în 2 zile nu se răcește solul și ca să creeze probleme, dar dacă durează o perioadă mai lungă, 2 săptămâni de frig, nu este în regulă și riscăm să semănăm porumbul din nou. Cam acestea sunt lucrurile la zi din sectorul vegetal. Noi vorbeam de mecanizare, de dotare. Trebuie să, pentru un fermier care se respectă, trebuie să posede toată gama de mașini pentru că sunt lucruri. Spre exemplu, în acest an s-a semnat foarte ușor, solul a fost mărunțit, ca să spun așa, printr-o singură trecere s-a putut pregăti terenul, cel puțin la mine, și vii cu semănătoarea, prins umiditate și cultura zrăsare în totalitate. Practic, ideea este următoarea și o să vezi la toți fermierii că trebuie să ai un surplus de utilaje pentru a scurta timp. Este foarte important în cât timp semeni, în cât timp herbicidezi, în cât timp perioada aia optimă. Și în cât timp recoltezi. Pentru că la toate ai pierderi și așa mai departe. Și eu sunt de acord cu colegul Popa că, într-adevăr, trebuie să luăm în ansamblu România. Sunt zone unde e ok, sunt zone unde nu. Asta s-a întâmplat dintotdeauna. Dar s-a întâmplat un fenomen în ultimii 10 ani pe care l-am urmărit și probabil și domnul Albu poate să spună. Și am fost surprins, de exemplu, unde știam noi că e polul secetei în Dobrogea. Am văzut niște culturi în ultimii ani extraordinare. Chiar împreună cu dumnealui au fost invitați tot organizația de acolo și am văzut niște culturi de porumb super, cu producții foarte mari și de floarea soarelui. Și toată lumea ne plângeam de faptul că nu există suficientă umiditate și nu știu ce. Dar a apărut un fenomen foarte important. Îți vine când îți trebuie ploaia. Dacă îți vine când îți trebuie de 3 ori pe an, are Dumnezeu are grijă de noi, măcar atât. Exact. Da, deci... Dar pe lângă asta se iau toate măsurile de sămânță, de semănat, de perioadă optimă. Și ce e foarte important, două lucruri vreau să le spun. Sistemele de irigații, chiar dacă place sau nu place, dar nu agricultorilor ne place, au început să se miște lucrurile și să... Bărăgan cel puțin, și un lucru care l-a făcut extraordinar Albu pe timpul lui, a fost de 2 ori la minister, când a făcut chiar o lege prin care
trebuiau înființate aceste perdele, inclusiv perdele de protecție pentru autostrăzi și așa mai departe. Și eu îl felicit pentru exemplul lui personal. A spus, uite bă, fraților, eu vă arăt la mine că fac și să vedeți cum e și care sunt avantajele și faceți-le și la voi. De exemplu, din păcate, uite, și un exemplu greu, un exemplu bun, foarte greu să pune în practică, dar ceea ce a făcut la el și trebuie văzut aceste lucruri, eu sincer l-am invidiat. Pozitiv, nu negativ. Și este un exemplu demn de urmat. Asta este șansa Bărăganului. Perderele de protecție, inclusiv și pentru protejarea autostrăzilor și drumurilor naționale, pentru recolte și inclusiv sistemele de irigații. Dacă lucrurile astea le rezolvăm, ne mai batem un pic și cu natura când nu ne e prielnică. Dar întotdeauna, eu spun așa, natura a fost prielnică agricultorului. I-a luat de la greu, i-a dat la porumb. Compensează. Exact. Compensează și aș vrea să completez și eu, apropo de perdele de protecție, pentru că am cutreierat cu toții, toată Europa și, culmea, și bulgarii sunt înaintea noastră, că nu le-au distrus. Le-au păstrat pe ale noastre. Le-au păstrat înființate de români. Înființate, da. Deci, nu numai că nu este sprijinită înființarea de perdele de protecție, dar eu știu că domnul Albu mereu a fost, adică problema că îi se taie banii de acolo, nu se dau subvenții, că nu e saltumul, păi, nu e salcea. Exact. Anumite specii care nu intră la... Ne spune, bun, haideți să ne spune chiar domnul Albu. La un lucru bun vine o piedică. De ce să nu popularizăm și să venim cu fonduri și programe pentru înființarea? De ce nu primiți subvenție, domnul Albu? Nu este eligibil, nu? Aș vrea să vă spun că este o realitate problema asta a schimbărilor climatice. Mare. Motiv pentru care noi, producătorii agricoli, trebuie să ne remodelăm. Trebuie în așa fel încât să găsim metode conexe combaterii secetei și a desertificării și aceste metode conexe care sunt la îndemâna producătorului agricol sunt câteva. 1. Procurarea de echipamente și utilaje agricole adecvate momentului de secetă, așa cum spunea și domnul Popa, prin cât mai puține treceri să poți să faci toată gama de lucrări, în așa fel încât să poți să păstrezi apa în sol. 2. Să promovezi în cultură soiuri și ibrizi rezistenți la secetă și la arșiță, și aici rolul deosebit îl au companiile care ne furnizează inputuri, dar și cercetarea românească. Iar o altă metodă conexă la îndemâna producătorului agricol este înființarea acestor perdele forestiere, lucru pe care eu l-am făcut. Am înființat perdele forestiere pe o suprafață care protejează câteva mii de hectare de teren agricol, peste 1.200.000 de pomi. Acest program noi l-am făcut din fonduri proprii, dar și cu un ajutor de la Consiliul Județean Constanța, care în acea perioadă au înființat niște pepiniere de unde noi am putut să luăm materialul săditor. Într-adevăr, sunt ceva probleme legate de organizare administrativă la nivelul Ministerului Agriculturii și nu numai, în ceea ce privește subvenția pe aceste suprafețe. Eu m-am consolat. Inițial am vrut să chem televiziuni, să iau drujbe și să tai acești pomi, numai ca să nu mai mă îmbolnăvesc când văd, dacă vreți, atâta răutate din partea Ministerului Agriculturii. Prin faptul că suprafețele care sunt acoperite cu perdele forestiere și care fac atât de mult bine culturilor, dar nu numai culturilor, și vă dați seama, oamenilor din sate acolo, clime, și satelor din jur, pentru că atât bioxid de carbon ia și atât oxigen dă în natură, încât el nu rămâne numai acolo pentru domnul Albu, rămâne și el se împrăștie pentru comunitate, peste tot. Motiv pentru care, sincer să fiu, așa am fost mâgnit, probabil mi-am scurtat câțiva ani din viață cu atâtea nopți nedormite, pentru că în exploatația care o am, în fiecare an primesc mai puțină subvenție, cu aproape 50-60 de mii de euro, și închipuiți-vă, de câțiva ani sunt 5-600 de mii de euro, ceea ce înseamnă cine are această sumă, pot să vă spun că este destul de bogat.
dar iubind atât de mult munca pe care am făcut-o eu și oamenii care au lucrat cu mine, că n-am pus singur acei pomi, m-a făcut să mă ambiționez și să plantez pe mai departe perdele forestiere, în așa fel încât, văzând rolul acestor perdele forestiere, care e pentru protejarea, protecția culturilor din interiorul perdelelor forestiere, cele de mediu de care vă spuneam mai devreme, am să le plantez în continuare, în așa fel încât poate onor Ministerul Agriculturii și nu numai, va încuraja producătorii agricoli, fermierii, să poată să extindă acest program. Și dacă spun, Ovidiule, de ce nu ne dă subvenție pe suprafețele care sunt ocupate de perdele forestiere, e simplu. Un regulament european, înainte de a fi elaborat, a cerut Ministerului Agriculturii Țării României să spună care specii forestiere sunt eligibile la plată dacă ele se găsesc în perdele forestiere. Și funcționarii de la Ministerul Agriculturii au dat fel și fel de specii forestiere, au dat paulonia, au dat salci, au dat plopul. Dar le-au dat din răutate, așa, din neștiință sau din prostie. Și acolo motivația este că salcâmul nu este indigen și că este invaziv. Eu sincer să vă spun, n-am văzut un salcâm să sară drumul sau să sară în altă solă și eu cred că în mintea mea și a multora salcâmul e mai indigen decât paulonia, decât salcia, decât plopul și așa mai departe. E bine totuși, bănui că cineva monitorizează. Cel puțin telespectatorii cu siguranță monitorizează, nu, că uitați, mi-a scris domnul... Cineva cred că monitorizează aceste emisiuni, bănui dacă nu ar fi bine să o facă și să ia de aici ideile, pentru că ar trebui pe chestia asta a perdelor forestiere să existe un program național, așa cum este ăla de sistematizare cu autostrăzi, același lucru să înceapă cu aceste perdele forestiere. Și cu irigații, la fel. Uitați, apropo de perdele forestiere, Ionel Arion din partea asta de aici, din Ialomița, de lângă Slobozia, ne-a scris așa: pentru al treilea an consecutiv, noi cerem la APIA introducerea codului pentru perdele forestiere. În continuare, APIA nu a introdus codul în sistemul lor informatic. La fel este și la noi, nu primim subvenție pe suprafețele cu perdele, avem stejar și ulm. Din păcate, nu știu ce suprafață are, dar sunt convins că o să... îmi trimită mesaj și aflăm și suprafața pe care au cultivat. E bine să faceți un draft la discuțiile de aici, să le trimiteți Ministerului Agriculturii, domnului ministru, care îl consideră un om destul de... Da, eu știu că dumneavoastră ați mers și la Ministerul Agriculturii. V-ați adresat în multe ocazii, pentru că da, v-ați intersectat și cu domnul ministru Daia și cu ceilalți... Mi s-a dat acel răspuns că, conform acelui regulament, salcâmul... este, bun, și nu se poate schimba lucrul ăsta, stejar și ulm. Nu are salcâm, are alte specii forestiere și nici el nu primește ale lui ciorfi, tot invazive. Stejar, ulm, 12 hectare. Are stejar din Ungaria, probabil, de asta nu-i dă. Nu știu dacă e din Ungaria, dar probabil că n-are... Și colegul de la Ialomița, dar și eu, închipuiți-vă că pe lângă faptul că pe aceste suprafețe noi nu primim nimic, deci suntem penalizați cu aceste subvenții. Doi, nici nu recoltăm nimic de pe ele, pentru că nu ne apucăm să tăiem pomii, dar totodată suntem obligați să plătim arenda proprietarilor de teren, pentru că ei n-au nicio vină că noi acolo am înființat perdele forestiere cu acordul lor și eu acum să-i spun, bă, din 10 hectare îți plătesc doar 9 hectare și jumătate la arendă. Deci pierderea nu numai e că e aproape 500.000 de euro, pe 50.000 de euro în fiecare an, dar este și o pierdere prin faptul că noi trebuie să plătim și arendă proprietarilor de teren pe o suprafață pe care nu recoltăm nimic și nu obținem niciun venit. E, nu, respiră oxigen, tu ai spus. Da, și poate mai vine și o ploaie, aș vrea să vă spun, un plus. Hai să facem un test, da, așa. Eu trăiesc într-o zonă unde sunt... Să-l testăm pe domnul Rădulescu? Nu, nu să fie așa, să spui, să răspunzi la ce te întreb eu. A, pe mine? Da, toți am înțeles, trei bun, eu sunt venim subiectul din agricultură. Toți și aveți trei aceeași am vârstă. Am aflat în aceeași, în această seară că suntem născut în același an. Câteva
luni diferență. Numai că eu vin dintr-un mediu unde e foarte mult oxigen, sunt multe păduri. Dintre noi trei, care e mai tânăr? Eu, că stau în pădure. Ia uziți, gata, am aflat și răspuns. Nu, am și eu pădure și apropo de asta... Da, nu locuiești în pădure. Foarte aproape de pădure și mi-am pus chiar în jurul fermei, uite așa, pentru frumusețe, am înființat acum 15 ani o mică pădurice, să zicem așa. Dar ce se întâmplă cu pădurile, ce am observat eu de-a lungul vremii, pentru că eu sunt de 38 de ani în aceeași fermă, muncesc, acolo locuiesc, și toate ploile care vin, vin pe pădure. Dinspre pădure. Sau spre pădure. Vine, iată, norii pe Gușia, e o pădure acolo care era de protocol înainte de Revoluție, și tot așa pe firul pe unde sunt păduri. Noi nu se sizează nimeni că vorbim de schimbări climatice. Păi, nu, eu cred că în Germania nu se produc schimbări climatice ca la noi, pentru că e plină păduri pe autostrăzi, pe, din 50 în 50 de metri, vezi un pogon de pădure. Și la noi, de ce nu se face? Că tot felul de programe de stadioane în pantă sau în aiurea făcute, și acum sunt programe care nu cred că de astea stăm noi, să zicem, în pârtic, și astea de esență care țin de lucru esențial, din punctul meu de vedere, de a face împăduriri, că s-au dus dracu toate pădurile și a copia ce au făcut alții. Și vă spun că altfel va fi dinspre Târgoviște, pe firul de păduri, vin ploile, că urmăresc continuu treaba asta, cum se mișcă norii. Deci, nu știu, o să vorbim într-un... Uitați ce mai scrie asta. Domnul Arion. Asta mi se pare exagerat. Pentru a înființa perdele forestiere, ai nevoie de acord de la mediu. Pentru a defrișa păduri, nu mai ai nevoie de acord de mediu. Păi cum vine asta? Da, așa e. Păi protecția pădurilor. Protecția pădurilor. Pădurilor. Nu le înființez dacă nu-ți dau eu aprobare. Dar le tai când vrei tu. Taie-le când vrei tu, că noi suntem de acord. Nu, acolo vine, cum se numește, regia de păduri. Nu intră care pădurile. Dacă, păi da, dar ești obligat să le exploatezi în regim forestier. Și să le tai când îți convine ție. Silvic, deci fac nu le poți tăia când vrei. Așa îmi scrie omul ăsta. Nu mai trebuie acele acorduri. Nu mai nevoie pentru a le... Fac și eu ca domnul Albu, o să vorbesc de câte ori o să vin aici și pe unde o să am ocazia, că am mai spus de treaba cu apa, că ia că în Tulcea, am câțiva prieteni acolo, irigă de vreo 2 săptămâni la grâu, că se usca grâu. Deci situații în zone unde e terenul nisipos sau ușor, sunt probleme cu apa, se usucă grâu din lipsă de apă. Apa curge la vale, pe la mine, pe acolo, de la dealul și astea. A existat un program cândva, când eram eu foarte mic, la vreo 5 ani așa, de făcut diguri, le ziceam atunci, care au fost făcute cu căruța, cu... și care acum, sigur, se află în proprietatea la care au fost ei mai este să le ia și să facă pește în special acolo. De fapt, s-ar putea face acum un program pe tema asta, cel puțin pentru zona care are aceste, să zicem, văi pe unde se poate aduna apa, un program hidrotehnic, nu te poți apuca acum să mă apuc eu de capul. Eu am această posibilitate în fermă și ca să am apă să irig 1500 de hectare dacă aș fi sprijinit să opresc apa care vine și curge frumușel în Dunăre și de acolo ia cu pompa s-o dea înapoi la deal. Mi se pare o treabă simplă de făcut și foarte eficientă ca să preîntâmpinăm aceste schimbări climatice. Repet, e program național care trebuie analizat, studiat cum stă, că să nu producem alte belele cu inundații și în momentele de exces de precipitații. Vedeți, noastră, suntem plini de idei care trebuie puse în practică. Și perdele. Am vorbit cu un fermier care întâmplător e și primar în Telerman, și care mi-a zis că există așa un program, dar eu nu l-am văzut la vedere. Există un program de împădurire, acum finanțat... Da, există la AFIR. Da, dar vedeți, nu se face public, nu știu, o vrea să pună păduri numai... Nu cred că ăsta e motivul pentru care... Lipsa de comunicare. La AFIR e foarte birocratic, pentru că nici la ora actuală nu există cadastru pentru toate proprietățile. Și atunci la AFIR, dacă vrei să obții un proiect de genul ăsta, trebuie să ai cadastru.
Și ca atare este imposibil eu de realizat un proiect de împădurire. Și vreau să pun pe terenul meu acolo în fermă. Păi să am... dacă n-aveți cadastru, tot de ce? Care cadastru? Da, e nicio problemă. Dar apropo de... Da, ce facem că ați auzit... Publicitate, domnul Rădulescu. Publicitate.